Bună ziua, dragii noștri, bun regăsit la Escu TV. Astăzi am invitat în studio un sportiv de performanță, un român de-al nostru, stabilit lângă Hamilton în Stony Creek. Numele lui este Alin Almăgean. Ne face mare plăcere să vi-l prezentăm. Bine ai venit la Escu TV, Alin, și mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație, Marius. Îmi face multă plăcere. Alin este un fost sportiv de performanță, actualmente antrenor, ești și promotor în domeniul evenimentelor sportive. Aș menționa că ai fost campion național de kickboxing, printre altele ai participat la multe, multe alte concursuri. Te voi lăsa pe tine să vorbești despre asta. Dar înainte de toate astea, te-aș întreba foarte, foarte simplu. Ce mai faci? Cum o duci în perioada asta a pandemiei? Cum merge clubul sportiv? Aici în Quebec sunt toate închise. Sper că acolo nu s-a închis chiar de tot. Nu s-au închis chiar de tot aceste activități sportive. Cluburi sportive, mai bine zis. Da, situația este nefavorabilă sporturilor în această perioadă cu pandemia. Clubul meu, din fericire, este încă deschis, dar avem limitată atendență la sală sau suntem limitați la 10 persoane pe oră. În perioada pandemiei, făcând parte din UFC și având elevi care luptă în UFC, UFC a fost primul sport care a venit live din nou după ce a început pandemia la televizor. Și am avut norocul să călătoresc în continuare cu sportul. Chiar dacă a fost pandemie, am fost în Abu Dhabi, una dintre sportivele mele, românca Diana Belbița, și în Las Vegas a luptat Kyle Nelson. So, pandemia este ceva care a afectat întreaga lume, bineînțeles, însă având sportivii mei la cel mai înalt nivel, încă am putut să participăm la evenimente. Alin, ești timișorean, iată, ai venit în Canada de mulți ani. Cum a fost plecarea ta din Timișoara spre Canada? Cum ai ajuns aici? Te-a primit cineva? Te-a ajutat cineva? Cum a fost drumul tău de acomodare, de integrare aici în Canada? Cu ce speranță ai venit? Care dintre ele s-au realizat? Le luăm pe rând. Da. Am pus mai multe întrebări într-una singură. Da, da, Marius, într-adevăr sunt timișorian și soarta a făcut că acum 31 de ani, chiar astăzi, cu ziua de 16 decembrie, la Timișoara a început Revoluția Anticomunistă. So, o coincidență care mă face să-mi aduc aminte de timpul când am crescut în Timișoara. Dacă vorbim despre unde vin și de unde mă trag, trebuie să vorbesc de părinții mei și bunicii mei, care și ei au fost tot timișoreni. Și bunicul meu a luptat în al doilea război mondial și am crescut cu poveștile lui despre România dinainte de război și de România interbelică. Și am crescut în Timișoara, am fost la școala sportivă, liceu sportiv Banatul, după aceea, și am continuat cu Facultatea de Educație Fizică Vasile Goldici din Arad. Timișoara, dacă vorbim de Timișoara, trebuie să vorbim de Timișoara, pentru că trebuie să vorbesc de unde sunt și sunt ruți, mai ruți, rădăcinile mele. Acolo am început sportul, dacă nu începeam acolo cu antrenorii care am avut, nu eram cine sunt astăzi. Și am început la Clubul UMT Timișoara. Antrenor era Cristel Oprescu, căruia îi datorez foarte mult. M-am învățat primii pași în kickbox, antrenor secundar eram Remus Stefan și mai târziu m-am antrenat cu domnul profesor Opruț, care este astăzi în Montreal, chiar un român în Montreal. Ioan Opruț, îl salutăm pe această cale, da, îl cunosc personal pe Ioan Opruț, îl salutăm de aici din studio. A fost unul dintre profesorii mei, de la care am învățat mult și îl iubesc foarte mult și îl stimez și astăzi. Iar clubul meu, pe vremea aceea, avea mulți campioni, începând cu, întotdeauna trebuie să încep cu domnișoare, cu doamnele, Laura Vuculescu, a fost campioană mondială în Seul,
a câștigat medalia de aur pentru România în Seul la kickboxing. Bledia Florin, multiplu campion național, Florin Ilie, Dor Onia, Carlos Alexandrescu, numai să numesc câțiva dintre ele, colegii mei cu care am început sportul acolo la Timișoara. Și soarta a făcut ca și Laura Buculescu să fie aici în Canada, este, trăiește în Toronto. Domnul Pruț, unul dintre antrenorii mei, trăiește în Montreal și predă acolo în continuare. Și acolo au fost începuturile mele, la Timișoara. Am emigrat în Canada în anul 2000. La început am vrut să continui cariera de sportiv și am vrut să lupt în continuare, însă a trebuit să am grijă de familia mea și nu erau bani atunci. Situația economică în sportul ăsta de contact era cam precară și sportul nu era atât de mare ca și cum este astăzi. Și a trebuit să, ca orice emigrat, mi-am început viața în Canada, început de jos, de la zero. Mi-a trebuit un an până mi-am luat primul job în domeniul sportului pe care îl iubesc și care am vrut să continui să-l practic. Și așa am ajuns să lucrez la un fitness club, am ajuns managerul acestui club. Da, așa am ajuns să antrenez, am devenit antrenorul echipei Canadei, de Muay Thai, am fost ales președintele. De altfel, în 2006, destul de repede, totuși după 6 ani, a ajuns antrenorul echipei naționale a Canadei. Este o performanță destul de mare, totuși, nu? Cum ai reușit să ajungi antrenorul Canadei? În începuturile mele ca antrenor, am, bineînțeles că mi-am pus inima în tot ceea ce fac de la început și am antrenat niște sportivi valoroși care câștigau titluri naționale în Canada. Iar aici, așa, în capitalism, nu contează cine e tata, mama și ăsta, contează cât ești de valoros în ceea ce faci. Și așa am fost selecționat să fiu antrenorul echipei. L-aveam pe Shane Campbell, atunci era campionul Canadei la Muay Thai și am mers cu el în Thailanda la 2 campionate mondiale unde a câștigat medalia de argint pentru Canada. Iar în 2007, când am fost a doua oară ca și antrenor, am adus înapoi în Canada 4 medalii, 2 de argint și 2 de bronz pentru Canada. Iar bineînțeles, am început în acei ani am început să călătoresc înspre Asia pentru că sporturile astea de contact, în special Muay Thai-ul, este foarte dezvoltat în Asia. Thailanda este țara din care provine acest sport, iar mergând la campionate mondiale am întâlnit oameni din toată lumea care au aceeași pasiune ca mine și am fost mai târziu angajat de K1, care era una dintre cele mai mari companii de sport din acest sport, când vorbim despre kickboxing, și am fost angajat de ei să fiu director tehnic și așa am ajuns să am un birou în Beijing și mi-am trecut mult timp în China. Ești din 2008, dacă nu mă înșel, și președintele Federației Canadiene de Muay Thai. Până să ajungi la performanțele astea, sunt curios să știu, tu în primii ani ai avut vreodată sentimentul de, eu știu, nu neapărat de deznădejde, dar de descumpănire, de, presupun că nu ai ajuns chiar așa de azi pe mâine președintele federației, n-ai avut sentimentul că regreți că ai venit din România, că ai vrea să te întorci, că e greu, că, în fine, știi cum este. Da. Da, Maris, cred că mă întreb pentru că este mucio. Avem amândoi, probabil fiecare român. Nu am plecat niciunul din România pentru că ne era foarte bine acolo. Am plecat pentru să avem o viață mai bună pentru familia noastră. În primul an, îmi aduc aminte, prima mea zi de naștere era 4 iulie. Am venit aici în septembrie 2000. Eram într-un balcon în soare și puneam gresie într-un balcon. Eram transpirat, mi-erau mâinile numai bătături.
Erai la muncă, nu în balconul tău. Eram la... Nu eram în balconul meu, eram la muncă, în construcții. Da. Și da. Aveam un celular din ăsta care era cât o cărămidă și aveam 5 minute să vorbesc cu tata de ziua mea. Și îmi zicea, tata zicea, fiule, vino acasă. Aici era ok, adică nu trebuia să... Însă știți ce vreau să spun și vă spun, Mariu, și dumneavoastră și telespectatorilor? Sportul acesta m-a învățat să nu never give up, să nu te dai bătut. Și îmi dădeam seama că trebuie să trăiesc aceste experiențe, să trec prin fazele astea. Engleza mea nu era prea bună. Eram un străin într-o lume nouă, într-o cultură nouă. Și bineînțeles că primii ani, întotdeauna când era mai greu, te gândeai să pleci acasă, pentru că fie pâinea cât era, tot mai bine în țara mea, sau cam așa era, cred că, proverba. Iar bineînțeles că dragostea mea pentru țară este mare și astăzi și aș minți, nu aș fi realist să nu spun că în primii ani, nu știu dacă 1, 2, 3, 4 sau 5, întotdeauna mă gândeam la țara mea, numai că l-am avut pe fiul meu, el a început să meargă la școală aici, acum va avea de Crăciun 19 ani. Mulți înainte, felicitări! Și încurajez pe toți imigranții noi care vin aici să nu-și piardă nădejdea, să fie puternici și să înțeleagă că step by step, pas cu pas, lucrurile vor cade în normal. Însă dacă aș spune că la început, când emigrezi în altă țară, va fi ușor, aș minți. Alin, mă uit pe parcursul tău și trebuie să recunosc că sunt impresionat de realizările tale. Este primul contact vizual pe care îl avem. Degajezi și foarte multă modestie, cel puțin așa. Asta este percepția pe care o am văzându-te pe ecran. În același timp, degajezi și foarte multă încredere în tine. Degajez o energie pozitivă. Probabil că sportul ajută foarte mult la acest lucru. Spune-te, rog, vis-a-vis de sport, în general, nu neapărat disciplina ta, cum vezi sportul din România, sportul actual din România și de aici, importanța lui pentru acestea, pentru tineri, și pentru adulți, evident, dar poate mai curând pentru formarea viitorilor generații. Da, domnul Marius. Sportul, poporul nostru este dacă roman, iar romanii spuneau mens sano in corpore sano, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. În special în zilele astea, când lumea, întreaga lume trece printr-o perioadă foarte challenging. Este foarte important. O națiune puternică întotdeauna va fi sănătoasă. Iar puterea și minte sănătoasă, un corp sănătos, vine din exercițiu fizic. Bineînțeles, sportul meu este un sport dur și nu este pentru toată lumea. Însă sportul în general ține corpul sănătos. Mână în mână, sportul este și nutriția foarte importantă. Iar, bineînțeles că sportul va ajuta orice tânăr să-i clădească încrederea față de sine. Sportul meu ia copii de pe stradă în fiecare zi. Asta este cel mai important lucru care îl face pentru societate, pentru că tinerii care se îndrăgostesc de sport stau departe de alcool, droguri și toate tentațiile unui om tânăr. Situația sportului în România, din păcate, Marius, este la fel ca și situația economică, pentru că situația economică a unei țări se reflectă în toate altele domenii. Da. Dacă vorbim de sportul românesc, România este o țară
neamul nostru a dat omenirii, unii dintre ei a dat-o pe Nadia Comăneci, care a fost perfectul 10, care a fost selectată atleta secolului de toți specialiștii din lume. Neamul românesc a dat mii și mii de oameni în sport. Noi suntem o națiune foarte, foarte talentată când vine de vorba de sport. Popor talentat, iar acești, Nadia Hagi, Ivan Pațaichin, Francis Vaștea, Leonardo Loftei, toți românii ăștia care Halep, au făcut să fie mândri. Iată. Simona Halep, extraordinar. Ei toți acești copiii români sunt încă acolo. Ei sunt acolo, numai că trebuie să-i descoperim, să-i încurajăm și să-i ajutăm ca să ridicăm din nou sportul la ce a fost. Pentru că dacă îmi spune cineva că talentul România s-a terminat, îi spun că minte, pentru că acești copii sunt încă acolo. Însă statul trebuie să se implice și să se implice cu adevărat, nu cu vorbe și cu promisiuni. Iar ceea ce trebuie, cred că mult în țara noastră, care iubesc atât de mult, este ca oamenii să-și pună inima în ceea ce fac. Iar dacă îți pui inima în ceea ce faci și iubești ceea ce faci, rezultatele sunt extraordinare. Asta este sfatul meu pentru cei care conduc sportul românesc în ziua de astăzi și care trebuie să facă ceva, pentru că după 4 medalii de la 50, nu știu care, iar traiectoria este tot în jos. Medaliile și statisticile nu mint, întotdeauna sunt din 84 încoace, tot mai puține și rezultatele au fost în sport, din păcate. Iar sistemul trebuie schimbat, iar oamenii trebuie să se implice de la nivel, de la copii, să înceapă cu copiii. Iar dacă încep asta astăzi, în 2030, vom avea din nou Nadia Comăneci. Asta îți garantez, Marius, însă oamenii trebuie să se implice cu inima și să începe din nou, să facă ce s-a făcut atunci. Da, să sperăm că lucrurile vor merge așa cum îți dorești tu, cum îmi doresc eu, cum ne dorim cu toții, să avem iarăși o echipă de handbal campioană mondială, să avem o echipă de fotbal care să ne aducă multe momente de bucurie. Până atunci, cred că este important fiecare să facă ce poate mai mult, pentru că, cine știe, în România nu este deocamdată, din păcate, singurul domeniu care nu merge foarte bine. Însă până atunci, iată că tu faci aici în Canada ceea ce crezi că trebuie să faci și cred că faci foarte, foarte bine. Pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă un pic mai bine cu ce te ocupi acum, evident, trecutul tău este de-a dreptul remarcabil. Ai lucrat și pentru posturi de radio, dacă nu mă înșel, în acest domeniu ai organizat și cred că mai organizez evenimente sportive, dar înainte de toate ești un antrenor, ești un formator, nu? Asta faci tu cea mai mare parte a timpului. Încerci să iei, cum ai spus, tineri din stadiul de învățăței și să îi aduci la stadiul de campion, nu? Da, Marius, ai dreptate. Mulți m-au întrebat dacă sunt coach, manager, promotor, cutman, pentru că fac și această meserie în UFC, care este cea mai mare ligă de sportul de combat sports, de sportul de luptă din lume astăzi. Le spun întotdeauna că sunt un artist marțial, sunt un martial artist, iar să fii martial artist înseamnă să practici artele marțiale de când te trezești și până când te culci seara. Ceea ce fac, o fac cu dragoste. Bineînțeles că le spun întotdeauna prietenilor mei că fericirea este spirituală. Spiritul este cel care ne face fericiți. Materialul este ceva care urmează. Dacă iubești ceea ce faci și îți pui toată inima în ceea ce faci, resursa se va întâmpla. Să fii și succesul va fi și material în capitalism.
Însă trebuie să iubești ceea ce faci. Eu când mă trezesc dimineața și când merg la sală, sunt întotdeauna o fac cu bucurie. Iar când văd un copil nou la sală care este talentat, deja proiectez că în următorii 10 ani va fi unul dintre cei mai mari sportivi din sport. Iar asta mă ține pe mine și mă motivează să fac ceea ce fac în fiecare zi. Întotdeauna când promovez și când sunt implicat în promoțiile profesioniste, amatoare, încerc să aduc și sportivii din România și am încercat să-i promovez întotdeauna cât pot. Am făcut asta și când am fost în director tehnic la K1 Global, iar în fiecare an încerc să aduc sportivi români să-i promovez, să-i aduc în competiții. Am făcut și competiții Canada versus România. Am adus și anul ăsta, da, în 2000. Da, și anul acesta am adus un sportiv din România să lupte box în Alberta. So, cât pot să mă implic și să ajut pe tinerii și pe sportivi din România, o fac cu mare dragoste întotdeauna. La clubul tău se antrenează doar tineri, copii sau și adulți? E doar pentru performanță, pentru eu știu, competiții, aspectul competițional, mai bine spus, sau și eu știu, oricine poate să vină să încerce să învețe? Mie, eu sunt intrigat, întotdeauna îmi place să antrenez sportivi de mare performanță, însă avem toate păturile sociale, avem copii, avem femei, am mulți, o să vă mire, am mulți învățători care vin și se antrenează, iubesc kickboxul. Este pentru toată lumea, am toate păturile sociale și nu numai copii care merg în competiție, avem copii mulți care fac pentru să se apere în viață, să se apere, avem femei care să slăbească, avem bărbați care fac tot pentru fitness. Sportul este pentru toți și la mine la sală este la fel. Avem toate poturile sociale implicate. Alin, înainte de a încheia, din păcate, timpul pe care îl avem pentru această emisiune, iată, s-a scurs foarte, foarte repede, nici nu ne-am dat seama când a trecut timpul. Asta înseamnă că am avut un dialog foarte, foarte plăcut. Înainte de a încheia, doresc să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și aș vrea ca telespectatorii noștri să știe unde te pot găsi, cum te pot contacta pentru a se înscrie eventual la cursurile tale acolo în regiunea, în GTA, de fapt, Hamilton, mai cu seamă, Toronto, evident. Marius, mulțumesc foarte mult de invitație, o plăcere, bineînțeles. Yes, eu sunt în Stony Creek, Ontario. Sala mea este, website-ul meu este houseofchampionsmma.com și da, sala este deschisă pentru toți cei care vor să învețe despre altele marțiale, care vor să intre să facă condiție fizică și bineînțeles că întotdeauna sunt foarte bucuros când îmi intră cineva în sală și când văd că sunt de-a mei, sunt români. Da, bineînțeles. So, încă o dată, Marius, mulțumesc de invitație.